La ora la care alții pleacă la lucru, mă duc la parcul Clăbucet. Am fost convocat aici să ajung la Iecea Mare. Am transport exclusiv, adică charter. Am depistat mașina roșie parcată în parcarea din fața parcului Clăbucet. Numărul ei de înmatriculare este suspect. El este numărul JEL. Bine că nu e JEG. Vine și șoferul. Pornim. Motiv pentru care mă duc la Iecea Mare este să văd statuia fără cap a lui Ilie Pintilie, să văd o rețea de fântâni nefuncționale și să văd cel mai nou trend de jardiniere a la Iecea Mare. Ajung în centru, un biciclist îmi taie calea, iar celălalt merge tot înainte. Când ajung în sat, mă gândesc prima oară că vreau să văd statuia, cea fără cap despre care am tot auzit. În fața mea este biserica, cu drapelul țării la clopotnic. Pendulând așa pe strada Nicolae Bălcescu, văd biserica. O am în vizor. În fața bisericii este un semn. Atenție, șantier, și limita este de 30 la oră. Chestia este următoarea. Strada a fost recent asfaltată, deci ori semnul nu mai este bun, ori șantierul este invizibil. Varianta întâi este cea corectă. Pisica a trecut, monumentul și biserica au rămas. Bine că n-a fost invers. În fața mea este o cruce, înconjurată de multe flori și alte flori. Printre multe alte flori mai observ o altă cruce. Asta este mult mai mare ca prima. Intenția mea este să intru în biserica cu geamurile tricolorului, dar este închisă. Ci că ar fi deschisă doar sâmbăta. Plec mai departe să caut statuia. În fața mea tronează multe tuburi, colți cu Nicolae Bălcescu. Mă
întorc în centru, în speranța că voi găsi statuia. În fața mea, biserica germană. Eu observ o fântână care nu are robinete. O fi un stil nou, poate că apa curge pe undeva, dar pe unde? Iată biserica germană. Clopotarul a intrat în biserică. Va bate clopotul. Ajung într-un moment în care încep clopotele să bată. Continui drumul prin fața bisericii germane. În fața mea văd o ieceancă aflată în trafic. Îmi continui drumul spre capătul satului. Un cuib de berze stă pe stâlp. Ajung pe strada Mihai Eminescu. De aici fac o remarcă. Toate străzile comunei au nume de poeți. Altă stradă, alt nume. Strada rămâne, eu continui să caut. Bine că n-a fost invers. Îmi dau seama că la Iecea Mare se fac pregătiri de Crăciun. Dovadă sunt beculețele atârnate deasupra străzii. Mai multe remorci și secere agricole stau parcate pe iarbă. Printre multe case în fața mea observ punctul 3. Jardiniere a la Iecea Mare. Jardinierele sunt făcute din niște cauciucuri în care sunt puse diferite plante și chiar flori. Ideea a venit unui iecean care și-a făcut casa chiar la strada principală. Am ajuns pe strada Coșbuc, la capătul satului. Trebuie să văd cum ajung la statuie. Fac roată și mă întorc. Observ fântâna fără apă, o altă minune a satului. Chestia e că lângă fântâna fără apă există și fântâna cu apă de data aceasta. Primul iecean care îmi va veni în cale, îl voi întreba unde-i statuia. Un iecean mă lămurește. Statuia este nu prima stradă spre primărie, ci a doua, deci trebuie să merg înapoi. Prima stradă, în fața mea. În sat observ numerele de casă pe care scrie Uniunea Europeană, dar și România.
Este ceva specific yechan. Am ajuns la a doua stradă, chiar unde ne zicea localnicul, în fața bisericii germane, pe strada Mihai Eminescu. Am găsit statuia fără cap. Despre statuia fără cap, ceea ce până la Revoluție reprezenta un omaj adus liderului comunist Ilie Pintilie, este acum o statuie cu totul deosebită. Statuia fără cap va rămâne fără cap, așa ne-au declarat primăria. Un localnic spune că capul lui Ilie Pintilie este la un localnic, dar nu știe la care. Statuia se află amplasată chiar în fața fostului CAP din Iecea Mare. Plec convins că statuia lui Ilie Pintilie va avea la un moment dat capul pus, plec convins că fântâna fără apă va avea vreodată apă, plec convins că Iecea Mare va fi satul cu cele mai multe jardiniere din cauciucuri. Plecăm din Iecea Mare. L-am găsit pe șofer și am decis să plecăm. M-am decis să plec la Săcălaz. Aici vreau să văd piatra care a stat de foarte mult timp vis-a-vis de primărie, dar și scaunele de mașină puse ca mobilier urban. Ajung în centru. În fața mea este panoul primăriei comunei Săcălaz, iar în stânga este chiar primăria. Tot în stânga remarc foarte multe aranjamente decorative. Parcă e o grădină dintr-o revistă de grădini. În fața mea flutură niște această piatră se găsește vis-a-vis de primărie. În trecut ea a fost chiar în fața primăriei. Acum a fost mutată vis-a-vis.
Piatra a fost foarte bine măcinată de ploile care au avut loc. Platforma de gresie probabil are rol de a fi punte pentru OZN-uri sau fost chioșc. Varianta 2 e cea corectă. Înainte să plec, mă uit după scaune. Unde sunt scaunele de mașină? Cineva mi-a zis că aici ar trebui să fie. Dar mă uit aici colo, nu văd niciun scaun. Plec convins că piatra va deveni monument istoric, că scaunele de mașină vor fi un trend în Săcălaz și că primăria va câștiga premiul pentru cea mai frumoasă peluză din fața clădirii.